Iubiți credincioși, Duminica Florilor marchează sfârșitul celor 6 săptămâni de post și pregătirea pentru săptămâna patimilor. Ultima minune săvârșită de Mântuitorul a fost învierea lui Lazar, care a dus multă uimire și multă copleșire și credință asupra celor ce au fost martori. De aceea au venit să-L întâmpine pe Mântuitorul cu stâlpări de finic, unii tăiau ramuri de copaci și le așezau pe cale, alții își puneau hainele lor, iar Mântuitorul așezut pe mânz de asină ca să meargă în Ierusalim, cu o semnificație importantă. El a venit să îmblânzească firea noastră, să o înnoiască. De aceea, mânzul asinei semăna cu firea oamenilor atât de răvășită din pricina păcatelor. Și atunci intră în Ierusalim, intrarea în Ierusalim, care e cetatea Sionului, este prorocită de prorocul Zaharia. Și iată, la această intrare în Ierusalim participă poporul și strigă: Osana întru cei de sus, binecuvântat este cel ce vine într-o numele Domnului. Această intrare în Ierusalim pregătește intrarea noastră în Ierusalimul cel de sus, iar pentru aceasta Mântuitorul, după aceste momente în care îi se aduc laude și îi se strigă aceste cuvinte pline de demnitate împărătească, va începe drumul patimii sale. De aceea, astăzi ne bucurăm, dar ne și pregătim pentru săptămâna patimilor, săptămâna cea mai sfântă și cea mai importantă, în care se petrec momentele cele mai dureroase din viața Mântuitorului, care culminează cu răstignirea și moartea pe cruce, îngroparea, șederea în mormânt în ziua de sâmbătă, dar și învierea sa din morți. Să ne pregătim intens pentru această săptămână sfântă și să gustăm din sărbătoare de astăzi, dar să gustăm din fiecare zi a săptămânii patimilor, ca să ajungem și noi la înviere.